Zilele trecute, aproape 200 de motocicliști din mai multe județe și-au dat întâlnire la iazul Valea Albă din Războieni. Aceștia s-au reunit la chemarea clubului Carpat Biker, cu ocazia reuniunii anuale a iubitorilor cailor putere pe două roți. Pe lângă muzică de calitate, folk și rock, camarazii au împărtășit impresii, gânduri și amintiri din experiențele anterioare. Carpat Bikers înseamnă motociclismul ce aleargă liber prin venele și răsuflările noastre, ajungând în inima ruptă din spiritul munților. La Războieni, pe lângă distracții, amintiri și planuri de viitor, atmosfera a fost întreținută și de invitații speciali. Printre aceștia s-a numărat și Andrei Cerbu, puștiul minune al muzicii rock românești, care la numai 12 ani stârnește emoțiile unei audiențe formate din persoane pentru care viteza și adrenalina trebuie să fie neapărat la cote maxime. A putut urmări spectacolul oferit de motocicliști și motoarele cu mulți cai putere în strandul Tineretului din Piatra Neamț, unde au fost organizate și competiții directe între participanți. Cea mai zgomotoasă și cea mai customizată motocicletă. Atmosfera incendiară a fost întreținută și de fetele frumoase, care nu au putut lipsi de la un astfel de eveniment. Cu toate acestea, pe lângă invidiata senzație de libertate și viteză, copilul minune al muzicii rock românești a ajuns la inimile tuturor.